Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod din Earn to Die 2. Avem aici gipulețul nostru, căruia trebuie să-i abrădăm noi nebuniile aici. Hai să-i luăm combustibil mult și să-i dăm un go. Mamă! Cred că e mașină bună de omoră zombie și asta, dar avem upgrade-uri să facem. Cutia cu bani. Ăla e... Hai de șarpili. Eu trec pe ăla, ce vine el din spate, mă, să prinde de pragul ușii. E de aia, nu mai are cap, dar el încă se mai ține. Butoiul. Ăla trebuia să cadă, ce butoiul ăla, mă? Out of fuel. GG? Bă, n-a fost cel mai rău, dar mașina asta are nevoie de roți, frate. Mamă, da, cu roțile se înalță și suspensia, uite, e ca lumea. Fără roți la un jeep, n-ai ce-i faci. Și mai ales că e o mapă care necesită roți, ca lumea. Urci, cobori. Ai nevoie de un arsenal ca lumea de roți. Iată ce sare ăla. Bă, ai căzut în cap. Butoiu. Bă, aici am trecut mai bine decât data trecută. Și de-aia am... Opa, 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 cutia cu bani, ăla e. Hai să abordăm rezervorul în continuare și motorul odată. Cutia cu bani mă interesează cel mai mult să o iau, pentru că ne oferă multe avantaje. O să-ți cumperi mai multe chestii odată. Și folositoare. Awesome! Da, roțile ne ajută. Deși nu cred că o să le mai upgradez pe parcursul părții întâi din hartă. O să le upgradez mai degrabă la partea a doua pe ele. Ar trebui să punem discul ăla să mai spargem roțile. Asta să spargem crate-urile mai lejer. Mă, ce naiba e pe aici? Aoleo! Ce zonă, frate! Se duce și combustibilul nostru, RIP. Ce cad ăștia pe mașina mea. Totuși, nu o ducem rău. Continuăm cu rezervorul nostru nebun. Bam. Ar trebui și armură să tăiem zombie, dar parcă momentan nu e nevoie. Mi se pare mie că putem să rezistăm și fără. Nu mi se pare strict necesar armura acum. Chiar nu mi se pare. Butoiașu. Opa. Acum prefer să ajungem cât mai repede la prima benzinărie și după aceea să ne upgradăm alte nebunii. Să terminăm partea asta din hartă, că e destul de alambicată și nu mă pasionează prea tare. O, butoiul ăla și cutia cu bani. 75.000 rezervor și armură. Oho. Ar fi o idee să iau și armura aia, dar nu acum, în niciun caz. Mai putem aștepta. Au de cele de-a doua alea peste botic. Pam, pam, pam. I-am dat cu roata în cap la zombalău. Plante vs. zombie în varianta cu mașina. Da, bă, deci căderea asta nu-mi place aici. E prea mic locul. Au. Și jeepul ăsta are un fel de... Na, portbagajul ăsta înălțat. Doamne, portbagajul plafonul. Și... Îți dai seama. Out of fuel. Am luat și cutia cu bani totuși. Nu mai problema cu combustibilul, ajungem rapid la... Unde avem noi nevoie, practic, la benzinărie. Boom.
O să fie relativ ușoară partea asta din mapă. Nu știu cum o să fie restul. Awesome! După mașina asta o să avem alt Jeep, dar nu e cu sticăre de curse pe el și nu pare atât de versatil ca asta. Pare mai mult family style Jeep-ul ăla. Nu pare cel mai așa. N-are rost să iau pe acolo adevărat. Mai bine pe aici pe jos. Să strică Jeep-ul, bă, bine, și am fost bou, că am făcut prostie, uite, s-a dus motorul. Am distrus motorul de 6 ori din 20. Pentru achievement. Uf, n-am bani de benzină. Atunci, în casa, dacă se distruge motorul atât de rău, mamă! Bă, asta seamănă cu armura de pe prima mașină la culoare și la formă, dar nu... elicea aia din față, da? Seamănă. Dacă avem nevoie de armură, folosim. Bine, și mai mult nevoie de combustibil acum. Sincer. Ce morzombară ăștia nebuni. Roțile i le-am pus destul de bine. Ăștia îi taie grav. Na, trebuie dispol la care ne ajută să... omorâm mai rapid zombii, să trecem prin cutii mai ușor. Dar toate la timpul lor. Bă, dar nu. Ce naiba am făcut acolo? Nu e bine. Bă, nu s-a mai stricat mașina. E un plus. Și mai avem puțin până la benzinărie. Foarte puțin. Avradăm rezervorul încă o dată. Și ar trebui să ajungem ușurel, zic. E frumos să știi jocul, chiar îmi place. Hai, sparge aia. Nu știu, se vede că a fost lucrat la el, adică... văd un joc la care s-a lucrat și unul la care nu. Și ăsta pare un joc la care chiar s-a lucrat. Un joc pentru care s-a muncit, s-a depus efort, suflet. Un joc foarte fain. De asemenea și foarte bine le-a ieșit. Nu știu de cine e făcut, cred că de Not Doppler. Dar băieții și-au făcut treaba bine oricum. Hai mă, urcă mă. Nu prea are putere, dar spargă cutiile alea, aia e problema la ea. Na, trebuie să mai dăm un rând după asta, cred. Că mi se duce combustibilul și eu n-ajung la... fuck. Și cât de aproape era benzinăria aia. Mai dau un run așa pentru că vreau să fac combustibil. Oricum aș putea să ajung dacă n-aș mai lua o paiure acolo. Aș ajunge foarte lejer. Ar fi chiar ușor. Opa. Taie pe fraier. Taie le cracii. Omoară-l, bă! Sparge fâșul ei. Intră așa frumos. Să nu mai mă pierd pe drum aiurea. Eu aici știu deja zona. Trebuie să lași cădere liberă. Aici îl dai pe fraier. Aici încerc să nu te duci acolo, deși cam greu. Dar nu te duci orice-i face. Boom! Awesome! Tare! Ia uite-i pe fraierii, ce frumos mori ei. Da, acum ajungem la benzinărie, n-avem cum, ia uite-o. Ăla încă vine după mine, prost, ia uite-l. Și-a spart capul. Am ajuns la benzinărie. Avem o grămadă de bănuți, ia uite ce frumos. Mergem noi pe hartă. Pam, pam. Hai să vedem ce putem să ne apărăm. Bineînțeles că rezervorul. Asta ne este cel mai mult. Rezervorul momentan. Asta e pe primul plan.
În orice caz, băieți, sper că v-a plăcut episodul de azi. Nu uitați de like și noi ne auzim data viitoare la un nou episod. Pa, pa!